Hai să vorbim puțin despre iubire. Ce înțelegem noi prin iubire? Iubirea de obicei e înțeleasă ca atașament. Înțelegem că iubim pe cineva dacă nu ne putem despărți de persoana respectivă. Dacă suntem geloși, se spune de foarte multe ori că sunt gelos pentru că te iubesc. Nu. Foarte greșit. Te țin din scurt pentru că te iubesc. Te manipulez pentru că te iubesc. Nu, nici vorbă. Asta nu înseamnă iubire. Asta înseamnă manipulare, asta înseamnă control. Nici de cum iubire. A iubi pe cineva înseamnă a lăsa să experimenteze. Pentru că Dumnezeu, când te trimite aici, pe lumea asta, te lasă să experimentezi. Îți lasă liber arbitru și decizia, da? Ți-ai viața în mâini și experimentezi. Nu ți închide nimeni niciun drum. Îți închide cineva vreun drum? Oamenii ți închid drumuri, dar aici ești lăsat, da? Vrei să te duci undeva? Te duci. Vrei să faci ceva? Faci. Probabil ți se pun bețe în roate atunci când nu trebuie să faci și când e mai bine pentru sufletul tău să nu faci lucrul respectiv. Dar de obicei poți să te duci și să experimentezi. Vezi, e bine să fac lucrul ăla? Nu e bine să fac lucrul ăla? Dar în relații, atunci când unul dintre parteneri deține controlul, celălalt va fi fără aripi și va sta într-un colț. Dar iubirea asta de control nu se dezvoltă doar în relații. Pleacă din familie. Atunci când mama și tata vor să dețină controlul asupra copilului și îi impun lucruri sau nu lasă să facă lucruri sau nu-i permit, nu-i asigură echilibru sau explicațiile de care copilul respectiv are nevoie ca să zboare și să înțeleagă și să nu creșească. Părinților le este frică. Să nu facă asta că... Explică-i. Explică-i copilului. Nu face asta pentru că... Vezi care sunt variantele și spune-i. Poți să alegi. Dacă alegi asta, ți se întâmplă asta, dacă alegi asta, ți se întâmplă asta. Trebuie să citim, trebuie să experimentăm, trebuie să fim conștienți ca să avem grijă cum trebuie de copiii noștri, nu să manifestăm doar anxietatea asupra lor și să spunem, nu face asta, nu face aia, nu fă aia, fă aia la altă. Pentru că e ca o pisică copilul. Dacă tu alergi după pisică, ea o să fugă. Îmi spune, nu face aia. Lasă să experimenteze. Sau explică, nu face aia, de variante. Iubirea nu e înțeleasă greșit. Iubirea înseamnă lasă-l și dacă trebuie să experimenteze lucrul ăla, o să-l experimenteze într-un fel sau altul. Lasă omul să se întoarcă, lasă-i loc să se întoarcă, dă-i aripi să zboare și, cum e, loc unde să se întoarcă, nu? Așa e cu iubirea.